Plângând am scris, plângând am recitat, smerit eu l-am simțit, tot smerit m-a ridicat. El e aici cu tine, simte-i dragostea, iubește-i planul și nu cârtia asupra sa. Ridică-te și bucură-te, căci asta e modelarea ta. Atunci când nu știi încotro să mergi, când timpul îți fuge fără rost, îndreaptă-te doar spre Hristos, El te va duce în adăpost. Când amare lacrimi scurg pe obraz, tu demonstrează că ești gata de plecare, de ridicare, fii un viteaz, chiar dacă nu mai ai niciun răgaz. Căci toate strânse aici rămân, și casă, bani sau alte averi, de astăzi tu în cer comor îți strângi, de-ai dragoste și cumpătate față de-ai tăi iubiți bătrâni. Har în dar ai să primești, să duci lupta până la capăt și ispitele să biruiești. Adu-ți aminte, prieten drag, că ce-a plătit și pentru tine azi. De calea dreaptă ai s-o ții, de dragoste ai s-o menții, față de Tatăl ce Duh ți-a oferit. Atunci răsplată în ceruri ai primit. Roagă-te neîncetat, credință și nădejde să primești, căci Tatăl tău ascultă, tot El te-a și iertat, te-a ajutat, te-a ridicat, tu astăzi să fii cine ești. Mulțumește neîncetat, fii pregătit și scapă de al tău păcat, fii hotărât, răpirea este aici, fii ascultător, El nu te va lăsa să pici. Mulțumește neîncetat. Amin.